așa fac și cumva. Mă duc și mă șed. Adică așa trebuie oamenii să urci în dreptul lor. Omul e curajos. Îți apuc la Curaj TV. Sau disperat. Disperat, da. Disperat de situația din țară. Că și polițistul. Știți că el filmează. În loc să iei cu măsuri, el filmează, da? Ei, da, și poate să facă. Păi și poate să polițistul. Facă. Polițistul. Polițistul în loc să apere ordinea publică și să ajute. Dar el filmează. După asta stau și să râd cu colegii acolo, știi? Le pare tare mare, uite ce interesant am văzut eu asta. Măcar să aibă și vorbit cu femeie acasă, știi? Că așa nu prea are. O noutate. Ca din trolebuzul să vine acolo, nu mai. Dar nu are treabă, vezi? Uite. Au câte mașini parcate pe trotuar acolo. Problemă, vezi? Să văd în țară și au din trolebuz. Și gata. Și protestul e pe loc. Ce faci? Hai, nanu! Până la urmă! Mi-ai vrut să duci la procuratură cu jalbă contra primarului, am o scrie primarul jalbă contra Matali. Au și ea smuță pe pietoni. Vedeți că el e vinovat. Ce faci? Poate ajunge așa un protest de avertizare, să mai lași oamenii să treacă, ei și să vinovați. Protestează, omul și-a blocat circulația. Dar pentru? Păi și nu s-a făcut de lucru aici, nu mă duc. Da, pentru ce? Pentru care cauză? E înzăpezit tot drumul la Trușeni și el nu poate intra, nu poate ieși cu carucioru și s-a rugat la primărie Trușeni și la primărie Chișinău și l-a trimis la plimbare. Poți că tu scrii plângeri la procuratură. Da. Are drept să protejezi. Ei, nu chiar așa, dar de-am ce să-i faci? Ei, de-am, dacă atât al duci capul... Și... Da. S-ar mai protestez, dar este așa un lucru protest. Mai mult de atât de asta. Fiecare face.
Vă place cum trăiți? Discuție interesantă acolo. Să apuși din locul. Cine s-a apuși din locul? Primarul din Tșeni și cu viceprimar. Care... Dar primăria de la capitală ce v-a spus? O zis că sunt eu de asta cere. Nu știu, băi, eu... Nu vreau, băi, nu vreau. Și te vreau înainte la colegi? Știu, băi, eu... Du-te la primărie. Cam asta e situația. Protestează omul. Eu cruță drumul Malagoasă, de sigur. Nu! Nu! Протестează омо. Поптим? Протестează омо. Аиста протестează, да? Да. Суферит Матенк шлёл осад. Матенк суферит. Матенк треч партия шелал. Омо сидуйте на том, да, где эти кое-и. Я могу А, я в рэп тот сей блокез, как мои молдс. Știi telefonul femeie? Nici eu nu știu. Păi nu știi telefonul ăla. A? Știi telefonul ăla. Felul 22. 590-953. Nu știu.
Primarul în așa caz ar trebui cu mâna să duc scuriță singură acolo zăpada, dar să nu stârnească așa. Dar ce își face? Protestează. E că vine și băiatul la poliția rutieră, vezi de dat sfere, că lui place. Ciupcic. Opa, opa. Ei, a scăpat unul aici, celălalt unde să se bage peste el. Mai ieri unul amenința că se aruncă de pe bloc, că l-a dat afară din casă. Din coace omul blochează circulația. Cred că disperare e. Îi face să recurgă la așa gesturi. Că mare bucurie n-are. L-ai privat de libertate. Poliția accidentelor rutiere. Dar el nu poate intra în casă și nu poate ieși din casă, că e om atât acolo. Și de tot protestează. Și-o grăit și cu primarul și cu viceprimarul de la Trușeni, au vorbit și cu primăria Chișinău și îl trimit unul de la altul. Ca nu iese cazul, să mă lăsăm de lucru. Am primarul. Primarul de la Trușeni al sunt. Da? Se spune. Eu curățit drumul, dar nu curățit strada care trebuie, înțeleg, da? S-a greșit. Dar și e greit cu viceprimarul? Am vorbit cu soția domnului și au zis că curățit, dar nu strada care trebuie. Una mai sus. Și zic, bui măi, și ții, nici nu știu unde trăiești om. Nici nu răspunde, înțelegi? Primarul? Primarul, el nici nu răspunde, că l-am mai stat mai dar nu răspunde. Poate e ocupat, mă, cu mâna pe lopată. De zăpada. Dacă vine și miliția. Miliția, poliția. Ia vedem ce-ți fac. De atâtea minute. Atâtea minute, 20 de minute stăm aici, da? E, nu, chiar vreo 10. Vreo 10, vreo 15 la sfârșit, vreo 13 minute. Ia zi, cum o să vină, agresiv, nu agresiv, urmează. Ia la dânsă, spune șapcă, că semn ca să a se înghețe. Creier. Scoate și dubincă. Sfântul Nicolae. Ia uite acolo ce face acela, vezi? Și nervos, ia uite ce nervos. Trebuie să iasă, taxatorul, el... Taxatorul, dar el nu-și face vărucica. Nu face... Nu face norma. Număra banii. Nu bate. Nu bate număra banii. Stai jos. Stai jos, da, polițiștii, după ce au venit agresiv, de-am stai jos. Stai jos, de-am, hai să... Omul s-a speriat. Da, da. Asta e realitatea, mă, două. Cum o creează, tu. Nici cum, bă. Nu trebuie să urgeam la bărba, dar n-ai bani, n-ai ești invalid, orfan, infirmier, păi, lasă și dinocinul, lasă moară, mă rog. Auzi, mai vine și în plumb. Aici are rația, auzi, da, ce-a luat? Aha, a luat rația, m-a zis să-mi schimb ambulanță. E primar, cine e primar? E unul care s-a autonumit primar. Primar, normal. Normal,
cumpărat licența și patentul gata. Da, cred că ori au câștigat la loterie. Dar omul și ala vezi că lui place, are în rază. El, lui, cred că poliția rutieră e ceva și îi place lui de mult, e vreo. Și acum... Îmi pare că el a fost polițist, așa îmi pare cunoscut fața. Dar uite cum sunt el. Și hai treci pe aici, uite, și fac. Încă râs, serios. Și nu vezi că am ciup. E ciupci cum ciupci, dar faci treaba, ajută, da, nu? Da cum, malaniez. Asta-l punem la pățărghieră. Asta mă recomandăm, să dăm o recomandare la CV. Dacă el are CV, nu știu dacă știi ce înseamnă CV. CV? El nu știu dacă știi ce înseamnă CV, nu? El numește CV. Ce vrei? Da, frumos, frumos. Da, de multișor, că noi la 4 da, eram în primărie. Același da, care cu da, sinucigașul prin... m-a ieșit azi. Azi nu l-am văzut, azi nu. Tu ai ieșit, am zis că te-ai dus pe acoperiș, bănânsul, da? Nu, un colegul meu a fost. Și ce a zis? A zis că tot așa, l-a dat afară, din casă, chestia, are probleme locative, omul. A, și-o caut ceva undeva, cineva să-l iei acasă. Da. Dar vezi că nu vrea să moară, vrea să trăiască. Da? Păi protestează în felul ăsta. Oh, și coadă de troleibuz acolo. Normal, nu, coadă. Ia uite, tu din urmă ce se uite, nu? Normal, am strâns ceva. O strâns ceva semnături, nu? Poate să pun pe omul ăsta deputat. Poate face el treabă. Ei, nu, ăsta e un fel de terorism, nu cred că așa trebuie protestat. Nici n-ar fi, nu? Păi disperat, da. Omul, disperat. Că suferă oameni nevinovați. Dar noi, noi și așa suferim nevinovați din cauza la decizii de care le iau în primărie, nu? Da. Se lege. O, omul e în temă și eu. Șanel, frate. Brand. Și Avata l-a convins, da, Matei. Da, 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 bravo, băieți, bravo! Bravo! Ce înseamnă puterea de convingere? Puterea, înseamnă trainingul. Trainingul l-a lămpis. Și am și venea la primar. O, deci era unul pop, așa au zis că noi nu facem nică, l-ați duc la procuratură.